Un operator privat din zona Mamaia Nord, Năvodari, cere bani și pentru zona destinată cearșafurilor, nu doar pentru închirierea șezlongurilor, iar turiștii care vor să facă plaje pe propriul cearșaf trebuie să plătească mai mult decât cei care stau pe șezlong. Conform Libertatea.ro, operatorul a scos la închiriat fâșia de nisip dinaintea primului rând de șezlonguri de pe plaja pe care o administrează, adică fâșia de plajă aflată cel mai aproape de malul mării. Zona este destinată turiștilor care vor să-și așeze cearșafurile lângă apă, iar locurile sunt închiriate cu 200 de lei pe zi, în intervalul orar 8:30-20. Pentru cei 200 de lei, turiștii nu beneficiază de umbrelă și pot folosi un cearșaf. Pe rândurile din spatele lor, turiștii vor plăti pentru două șezlonguri cu umbrelă 150 de lei în primul rând, 120 de lei pe al doilea rând și 100 de lei pe al treilea rând. Oferta pentru turiștii cu cearșafuri este disponibilă la Marina Surf, plaja asociată cu un complex imobiliar de lux din Năvodari, la granița cu Mamaia Nord și zona de cluburi. Bogdan Bol a fost șef al administrației bazinale apele Dobrogea Litoral. A declarat pentru G4 Media că această acțiune nu are bază legală. Poți cere bani pentru un serviciu pe care îl oferi, șezlong, umbrelă, însă accesul pe plajă este și va fi mereu gratuit. Nu poți obliga un cetățean să plătească pentru acest drept, deoarece este un drept al oricărui român, indiferent dacă plaja este închiriată de un operator sau nu. Un astfel de afiș are doar menirea de a-i descuraja pe cei cu cearșafuri să-și le pună în zona de șezlonguri, însă nu există nicio obligație legală de acest fel, a spus el. Iar Horia Constantinescu, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, a declarat faptul că fâșia de plajă de la mal, cel puțin 5 metri de la apă, trebuie să fie lăsată liberă pentru intervențiile de urgență, cum ar fi cele ale salvamarilor sau ale SMURD, nu ocupate de cearșafuri, prin urmare nici închiriate pentru turiștii care vor să facă plaja acolo. Șeful ANPC a mai declarat pentru G4 Media că operatorii sunt obligați să lase 30% din plaja pe care o administrează neocupată de șezlonguri pentru turiștii care vor să se bronzeze pe propriile cearșafuri.